Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip cu analiza săptămânii. Sunt onorat că sunt aici prezent în fața voastră, vă salut cu drag, îmi pare bine că ne auzim. Este ziua de marți, nu am reușit să postez analiza săptămânii luni, deoarece a fost o zi extraordinar de încărcată. Ieri a fost plină, plină, plină și azi a fost o zi foarte plină, dar am spus neapărat trebuie să găsesc o oră să filmez pentru voi analiza, pentru că știu că foarte, foarte multe persoane apreciază această serie și chiar, chiar îmi place să, să pot fi de folos cu ea. Deci, am rezervat această oră, am reușit să găsesc pe acolo, printre timp e foarte aglomerată perioada asta, foarte, foarte aglomerată și da, am reușit să găsesc timpul necesar. În acest clip o să discutăm multe aspecte, ne vom uita peste următoarele lucruri. Vom discuta despre situația cu all-time high în piețe financiare, mai ales pe zona de indici, de ce vedem all-time high și când cred că se va termina și când va veni o corecție. Vom discuta despre două tranzacții, tranzacție profitabilă pe care am avut-o ieri și tranzacție pierzătoare pe care am avut-o astăzi. Le vom discuta pe amândouă, logica din spate, strategia, din spate și la ce să aveți atenție. De asemenea, ne uităm pe potențiale intrări în tranzacții, pe potențiale zone cu interes, analizăm partea fundamentală. Deci avem foarte multe de discutat. Astăzi menționez la început, nimic din acest clip nu este sfat financiar, sunt strict păreri personale și vreau să mai menționez un lucru, în cazul în care apreciați seria și doriți să o continuăm, știți, avem de atins peste 350 de like-uri la acest clip, la ultimul am atins doar 309, deci știu că mă uitasem, mă uitasem aici și am văzut că undeva la 300, 310 like-uri, ceea ce este, cum să spun, nu am reușit, nu mai știu dacă am cerut 300 sau 350, dar n-am atins minimul dorit pentru această serie. Deci, dacă vreți să vedem analiza săptămânii în continuare, săptămâna viitoare postată luni, 350 de like-uri este targetul pentru acest clip și cu siguranță putem să-l atingem. Este singurul mod prin care mă puteți răspăti și prin care puteți arăta aprecierea față de acest lucru și desigur printr un comentariu sau pentru un feedback pozitiv în cazul în care este de folos. Hai să dăm drumul la treabă. Bun, în prima fază o să vreau să intrăm pe partea de știri. Să discutăm un pic cum arată piața, cum arată evenimentele, cum arată săptămâna actuală și vorbim și de săptămâna viitoare, așa un pic să vedem ce, ce urmează. Săptămâna asta e o săptămână destul de liniștită din punct de vedere a știrilor și știți cum e, de multe ori e bine că e liniștită, dar poate să fie și negativă. Are două perspective, una pozitivă, una negativă. De ce? Pozitivă pentru că nu avem multă volatilitate, nu se întâmplă lucruri de-astea te în comun, super problematice, dar minusul e că atunci când nu ai știri, nu prea ai o direcție clară în piață. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta, dar de regulă când sunt știri negative, știi, ai o direcție în general negativă, pentru adică o direcție potențială mai mare de scădere. Acum nu știi exact, continui trendul spre all-time high, o, o, urmează o corecție, nu știi exact cum să te orientezi pentru că nu ai știri ca să-ți dea direcția pe următoarea perioadă cel puțin știri stabilite, pentru că poate să vină evenimente neanunțate, un Black Swan event, poate să se anunțe nu știu ce brachetă până în Israel sau până nu știu unde și să-ți dea direcția pieței. Dar momentan eu nu văd o direcție clară și nu știu concret dacă prețul are o probabilitate mai mare să continue trendul spre all-time high sau să vedem corecție, pentru că în momentul de față amândouă se pot întâmpla și o să vă prezint în acest clip ambele scenarii. regulă. Acum să, să, ne uităm un pic peste totuși ce avem ca și știri. Avem Bank of Canada, Interest Rate Decision, nu, nu ne, impactează cu nimic. Miercuri, na, nimic interesant. La luni și marți n-am avut absolut nicio știre relevantă. Nici mâine, nu, e, nu e nimic ce să, pe, care, pe baza căruia să discutăm în cadrul acestei, uh, uh, cum să spun, în cadrul acestui videoclip. Uh, iar dacă ne uităm săptămâna viitoare, aici ne întoarcem înapoi în joc. Avem German GDP, Miercuri, German CPI avem joi, CPI-ul pe euro, pe zona euro, avem Bank of Japan Interest Rate Decision, aici o să fie interesant, avem pcu care iar contează, avem Unemployer Mare aici NFP-ul, vineri. Deci săptămâna viitoare ne reactivăm din punct de vedere a știrilor, nu e prea, prea greu, nu e prea grea, dar totuși avem știri și o să se rea direcția în piață. Deci cam, cam, asta ar fi pe scurt, nu o să vreau să intrăm în multe detalii, nu s-a întâmplat nimic interesant în partea de știri, să pot să vă povestesc ceva anume. Sunt săptămânile alea clasice de octombrie în care lumea se întoarce la lucru, lumea are focusată, lumea are la treabă și îmi place, se simte că lumea e focusată se simte că lumea s-a întors la treabă, se simte că lumea iar e serioasă cu lucru că vara, știți cum e vara, de regulă lumea e mai relaxată, mai nu știu ce, acum lumea iar s-a pus pe treabă și așa o să tot fie până probabil prin aprilie, mai, bine, cu, evident cu pauza de Crăciun și de Revelion, dar în afara de perioadele respective lumea o să cam fie la treabă și astea sunt perioadele în care trebuie să tragem tare de noi să aducem rezultate. Eu sunt pregătit, sunt la lucru zi de zi de dimineața până seara, sunt aici la treabă non-stop. Cu, cu o pasiune foarte mare și o poftă foarte mare de lucru și de evoluție și sper că pot să vă transmit și vouă această poftă, această dorință de creștere și de, de performanță. Ok, acum hai să discutăm un pic de, de DAX, să vedem cum arată în mare, în macro. După aceea intrăm, vă arăt ambele tranzacții pe care le-am avut pe acesta în ultimele 20 de zile și explic cu raționamentul complet din spate. Până una alta, hai să începem să ne începem să uităm macro un pic, cum arată pe 15 minute. Ideea e că noi am făcut all time high după all time high pe DAX, adică aici am vrut all time high, după aceea iar all time high, după aceea iar all time high. Și acum, în sfârșit, vedem o corecție, ceea ce mă face să redevin interesat cumva pe DAX și mi-aș dori, eu persoana mi-aș dori să vedem prețul să continue un pic în jos și să ne facă niște zone de asta de mers lateral. Asta mi-aș dori. Similar cum a arătat UK100, ia vedeți aici. Asta este, arată excelent graficul ăsta, îmi place foarte mult. Ei bine, începe și DAX-ul să arate în felul ăsta și sper, sper să vedem oriceva în genul ăsta, dar suntem prea aproape de olden. hai, nu-mi place chestia asta, aș vrea corecție și ulterior pe aici să stăm prin lateral. N-ar fi rău absolut deloc, poate chiar un scenariu de genul ăsta, să vedem o corecție un pic mai agresivă până la lichiditatea asta majoră, iar ulterior prețul să stea în lateral. Cred că ar fi ceva ce mai bun scenariu, dar rămâne să vedem, că niciodată nu se întâmplă exact ceea ce ne dorim. Depinde de, de situație. Eu am notat aici câteva zone cu interes, este o lichiditate majoră, dar de calitate redusă, pentru că nu e ceva senzațional, deci nu e o lichiditate cum a fost asta, spre exemplu, de aici, care e vizibilă. Aici e ceva mic, dar am notat-o ca, ca o potențială zonă de interes să mă uit. Nu, asta înseamnă că o să vină o execuție aici. Asta e o lichiditate majoră mai ok din acest uh, punct, dar momentan cred că graficul nu se a încă. Cuvântul trebuie să se mai miște un pic să ne dea niște zone interesante. Deci dacă sunt momentul de față, nu e sportiv, nu e perfect pentru noi să, să alergăm după el, să-l prindem, dar nici rău. Este undeva average, mai avem de urmărit. Acum, hai să vă arăt uh, un pic mai în detaliu. Am mers pe 5 minute pe time frame și vreau să vă arăt câteva, câteva zone de, de pe timeframe ul de 5 minute. Avem aceste două lichidități pe baza care am ales să execut o tranzacție chiar ieri. Și vreau să intrăm în detaliu. Bun, am mers pe timeframe 2 minute, știți, timeframe-ul meu de execuție. Pentru cei ce nu cunoașteți, tipul de strategie pe care o folosesc este una de tip instituțional, practic imită algoritmi și concepte de tip instituțional. Eu asta, asta folosesc ca și logică și uh, asta m-a dus până în momentul de față la un trading floor în București, o echipă de 20 ceva de persoane care e creștere constantă, creștere de capital constantă și așa mai departe și lucrurile merg foarte frumos. Pe scurt, da, știți cum e strategia, e ca strategia, nu e în trading, e prea puțin față de alte lucruri care contează mult mai mult, mindset, cum ne raportăm statistica pe care ținem riscă money mintea pe care avem overall în spate și cum ne tratăm noi uh, viața noastră și sunt multe lucruri care se reflectă în grafic și așa mai departe, dar da, strategia este un lucru cu siguranță și, și acesta este important. Acum, Lichiditate locală luată și o lichiditate majoră, vedem luate, da, în sesiunea dimineață nu, în general nu prea avea. am văzut că a fost un sell pe aici care se putea lua și putea să iei un, un potențial win eu nu l-am vrut pe acesta, nu m-a interesat. În schimb, cam asta ar fi ce am executat. Eu consider că a fost cam singurul 3 de ieri pe DAX pe care puteai să-l Mai avea o variantă pe aici, pe la... dar următoarea zi. Nu, ieri asta e singurul pentru că a avut două lichidități luate. La prima când ți-a fost luată, nu ți-a dat setup se vede, da, n-a fost niciun setup, practic aici a venit primul, shift-ul. În această zonă un trig setup super frumos ca la carte, n-a avut second leg. Ai zici că poate aici, dar nu, nu, nu e rău. Adică chiar un setup decent trig se execuție în gap de la mijloc, ba chiar am prins un prick sub, oricum, oricum mai fi prins setup-ul, era un rezultat pozitiv dar asta a fost punctul meu de execuție. Știți că l-am postat live pe Instagram, deci trade a fost postat în prima secundă, mă rog, mă refer că a fost filmat, pentru că eu nu postez niciodată exact în secunda aia. În primul rând că oamenii ar lua o dreptate financiar și ar lua execuție mele fără să mai treacă prin filtrul gândirii și a executa și ei după mine și asta nu ajută cu siguranță pe nimeni, pentru că nu învață nimeni nimic din chestia asta, dar se postează, nu știu, a câteva minute după când apuc, când îmi termin trade-ul, postez lucrurile respective și s-a văzut toată, toată execuția. Era oricum simplă, deci nu e ceva science fiction sau super complicat sau ceea ce necesita, nu știu ce nivel de dexteritate sau de mânare să poți să executa tranzacția asta. Deci nu era ceva wow și am văzut că o mare majoritate în comunitatea a prins, adică a fost super executat trade asta. Cred că toată echipa, nu știu, a că ați văzut clipul, toți care eram la birou am prins aceeași trade și nu ne-am vorbit iar între noi, nu, nu am discutat acest lucru, am văzut lichiditatea, s au auzit la toți alertele de s-au sau ne-am pus tot să a liniște în birou și toată la, la execuție. Dar uh, când vine vorba de trade unul bun, ba chiar foarte bun pot să zic, uh, decent, riscul cam mic, sincer, puteam să fac un risc mai mare, am avut, uh, hai că și găsim, rezultat, uh, execuție, rezultat dax luni, ăsta este, ăsta este setup-ul. Uh, Bai, da, 35 de loturi, mulți oameni au impresia că 35 de loturi e multe, foarte puțin pe indici, mai ales pe ftm, adică bă, am avut trade-uri și cu 150 de loturi sau ceva de genul, adică nu e, a fost un risc foarte mic um, și undeva la 1700 euro profit, undeva la 500, nu, 50 risc, 600, ceva de genul risc, am avut un risc de, de 1.87 ceva de genul, că am vrut să închid totuși zona asta, am vrut să o targetez ca un potențial high. Deci ăsta a fost setup-ul de undeva la 1100 de euro aproximativ în profit, că o să vedem și pierderea de azi cum se compensează cu acesta. Bun! Deci cam asta e, nu e un trade mare, dar un trade bun și de ce în ce v-am subit Prezint. Am mai avut o oportunitate după lichiditatea asta locală din acest punct, care a dat un setup de azi de dimineață și nu, nu m-a interesat să mă așa la marcat după ce s-a întâmplat, second leg setup, da, clar, Gheppu, vizibil, și vizibil, foarte bun setup. Dacă era la o oră decentă, cu siguranță era un second leg setup perfect pe care l-aș fi jucat, dar în caz de față nu, era la ora 9 nu, dimineața, nu, nu execută înainte de market opening-ul din Londra. Ei bine, eu astăzi am marcat două setup-uri, am văzut că au fost și altele luate de voi, de cei mai creativi, dar eu pe astea două le-am văzut, mi se mai sigure, unul nu l-am executat, pe acesta primul, s-a luat o lichiditate, nu l-am pentru că avea fix sub o altă lichiditate și mi s-a părut că nu, că nu, face sens, iar setup oferit aici nu prea a existat, adică a fost super, super neclar, deci nu avea ce să iar ăsta consideră că putea fi ușor evitat, nu e neapărat un setup foarte, foarte bun, avem un singur ghepuleț, shift-ul e bun, displacement slab, ghep foarte mic și uh, liquiditate lichiditate de desubt trade valid, dar nu, nu aș zice că era cea mai bună variantă din cazul de față. În schimb, consider că asta era varianta bună, cea pe care am executat-o, care a fost uh, o, un luz, dar la limită, din păcate. Două lichidități minore, dar trendul se vede. Trendul era constant în scădere, lichiditățile foarte bune pentru acest lucru, două luate foarte clar, shift-ul clar. Uh, minusul la trade-ul ăsta e într-adevăr faptul că n-am văzut gap -ul. Deci interesul băncilor în zona asta, imediat după ce s-a făcut displacement-ul și, mă rog, displacement, pardon, după ce s-a făcut shift-ul și ne-a dat și displacement și gap în această zonă. Ar fost perfect și ar fost un mult mai bun decât cel să vedem second leg, să vedem un cadru al gap, ah, nu e, nu e favorit, dar totuși am zis, băi, merită, un 0.15, ăsta a fost riscul alocat tranzacției, 0.15%, rezultat DAX Marți, Undeva la 452 de euro pierderea pentru astăzi, cu 34 de loturi executate, 13.3 puncte am avut pierdere. Deci asta, asta, a fost dax și bă, asta este, este normalitatea în trading. O zi ai un profit, o zi ai o pierdere, nu poți să aștepți să ai numai profituri. Nu funcționează așa. Mâine poate o să avem poate iar o pierdere, poi nu o să avem un profit care o să ne treacă și mai mult sau invers. Poate mâine avem un profit, poi mâine o pierdere. Depinde, n-ai de unde să știi, o să fiu pe grafice prezent toate zilele și vă țin la curent cu ce se întâmplă, dar ăsta e trading -ul. win, lose, win, lose. Așa funcționează, așa funcționează lucrurile, important e plusul la final de lună și la final de an. Și da, mulți renunță pentru că sunt slabi, sunt slabi, au două, trei pierderi și gata, se demoralizează complet. Dar asta e trei, ai perioada în care ai patru câștiguri. La alea de deci ce nu te-ai demoralizat când ai avut trei, patru câștiguri unul după altul? Te-ai demoralizat la pierderi, de la câștiguri nu. Deci să fim la fel ambele. Și la pierderi și la câștiguri să avem același sentiment. Um, evident că este mai bucuri un pic când o să ai câștiguri, că și eu mă mai bucur și, și când ai pierderi mai simți așa o ceva poate ușor negativ, dar 3 mintea ta și disciplina ta trebuie să le alunge instant în gândurile alea, să rămâi cât mai robotic. Acum, asta a fost setup-ul, execuția în acest punct, am prins un mai bun, am considerat că chiar merită. Mi s-a părut că merită setup-ul ăsta să-i fac o execuție cu 0.15, două lichidă în luate. Se pare că mi-a fost luat stop loss și fix după a mers în rezultat, în, zona pe care o doream. Am văzut că a fost atins acest gap, s-a jucat gap ăsta. Dacă executai cu un shift, poate, poate, în zona asta aici, un agresiv, dar bine, merge, ca că avea două candele. Ar fi mers un shift aici și execuție dar nu am considerat că merită, adică mult mai bun primul. Și cam asta a fost, ok. Cam asta e dax -ul. Hai că am intrat, v-am explicat dax o în super detalii, ne-am uitat și peste trade-uri, m-am dat cât de multe informații am putut în acest sens să fiu cât mai deschis. Uh, asta este uk care e plin de informații aici. O să vă arăt doar pe scurt uk -ul. El arată, arată, bine pentru viitor, dar nu bine acum. Adică astăzi nu m-a atras nimic, nici se de dimineață, nici nimic pe că am văzut că erau oportunități interesante. Nu m-a atras nimic ca astea zonele pentru care mă uit momentan. uk cred că o să arate bine în următoarele săptămâni, poate următoarele zile. Momentan nu mă interesează azi foarte mult, rămâne de văzut ce mai formează. Nu o să vreau să intru în detalii cu el, pentru că lungesc clipul ăsta prea mult, deja are 14 minute și mai mult de 15 n-aș vrea să sar, Așa că le luăm pe scurt, eu vă arăt zonele și de aici puteți puneți pauză să vă luați informații necesare. Apropo, pe Discord aveți secțiunea tranzacționare și unde știți că postez explicații tranzacțiilor. Dacă vreodată sunteți confuză vreo una, tranzacție pe care le consider că nu a necesită o explicație, le trimit aici, cum am și la Luzul de ieri și la winul de luni. Deci, na, cam asta, cam asta este. Cam așa arată și Nasdaq-ul. Iar Nasdaq-ul, păi n-arată rău. N-arată rău, dar e cam aproape de time high. Vreau să mai vom mai corectat și încep să mă uit și pe cu siguranță, dar iar prea sus. Eu ul jale. Deci eu ul nu m-am uitat pe el de, nu știu, înainte știți că eram mare fan. Deci în 2023, pe executam US30, era, nu știu, după DAX preferatul meu dar în ultima perioadă mai maxim istoric, maxim, maxim, maxim istoric unul după altul și corecții foarte bruște după aia, maxim pe corecții bruște, maxim, adică nu, nu arată bine pentru modul meu de discuție, nu prea Știu că unii dintre voi preferați și aveți încă rezultate pe el foarte frumoase, eu momentan până nu-l văd că își revine la mișcările lui, uite. vă dau un exemplu de mișcări cum, cum îmi plăceau pe, dar nu o să pot să găsesc, că astea sunt actuale, spre actuale și nu... E greu, nu na, na, o să am în urmă suficient, trebuie să ne uităm cu mult timp în urmă. Uh, uite, iau ca exemplu 2023 aici, cum stătea în lateral, vedeți? Tipul astea de mers în lateral, așa, astea îmi plăceau, astea, aici, 2023 martie, ăsta e, aici rupi pe mișcările astea, aici, la fel, zona asta, rupi pe ele, dar când merge doar în sus, nu-mi place, aici a mai fost bună, a, ah, da, în septembrie știu că am văzut perioada asta, dar tot nu m-a, entuziasmat, fiind și all time high-ul lângă. Dar, na, cam asta, cam asta este, deci uh, astea sunt informațiile pe care am vrut să le transmit. Astăzi mai avem zona de Forex, ai vă arăt asta, rapid, GBP, o mai pe el, o zonă lichiditate luată aici și potențial setup a fost în timpul nopții, opții, deci nu l-am prins. De deci, acum am doar zona asta cu lichiditate majoră, mai se formează și o zonă aici, vedem ce mai face. Nici asta nu e rău, GBP usd -ul, ul merge de regulă și e frumos. Dar e așa o ultima variantă pentru mine, de fapt euro este de ultima variantă, la mine logica vine DAX, după UK100, după poate dacă eu e ceva așa în caz extrem NASDAQ sau US30 și după dacă nu au nimic astea merg pe sau sau EURUSD. De regulă prefer GPSD, cu partea Forex e cam singura piață pe care o tranzacționez mai activ. Cam asta ar fi. În cazul în care vreți să aplicați pentru comunitate, pentru a lucra împreună cu noi, știți, aveți, pe, aveți primul link din descriere, este site-ul nostru. Apropo, urmează site nou, urmează ceva next level, se ocază de foarte mult timp la el și urmează ceva super, super profi și până în alta puteți să urmăriți clipul de prezentare și dacă doriți să, pregă să, programați o ședință 1 la 1 complet gratuit, avem undeva la 15 locuri disponibile de aplicări pentru această săptămână, urmează să anunț mâine, adică primii, cei care vedeți aici, astea sunt primii care aflați lucrul ăsta, mâine o să anunț de fapt pe, pe story sau poi mine, într una din zile, deci sunt 15 locuri deschise, în cazul în care doriți să programați o întâlnire 1 la 1 complet gratuit, oricum mine, cu echipa mea puteți face acolo. și cam asta, cam asta este. Deci cam asta este ceea ce am vrut să, să discutăm vă salut cu mare drag, cu mare respect, vă mulțumesc că ați fost prezenți aici alături de, alături de mine. Nu uitați, dacă doriți să vedeți mai multe clipuri din această serie, să lăsați un feedback pentru mine. Comentariile voastre contează foarte mult, contează mult engagementul, like-urile, să văd că e apreciată seria. Dacă nu, o să să găsesc alte serii. Uh, joi mă gândesc că uh, am, am un, vlog în pregătire, încă nu este gata, nu știu dacă vom avea joi sau poate în weekend, dar mă, mă ocup și de acesta. Până un alta vine miercuri, mâine un nou training gratuit pe care o să-l fac. Nu știu dacă se va numi training sau masterclass, sâmbătă avem live pe care mă gândesc să-l facem. Deci vin multe, 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 multe aspecte. Da, vă țin la curent pe Instagram, da sa dați în follow acolo și acolo vă anunț pe story tot ce trebuie. Vă salut cu drag, cu respect și ne vedem la clipul următoare. Salutare!